Doi foști președinți ai Curții Constituționale critică decizia instanței din 15 aprilie, prin care au fost constatate circumstanțele dizolvării Parlamentului. Este vorba despre Victor Pușcaș și Dumitru Pulbere, care consideră că actuala componență a Curții și-a depășit atribuțiile și a demonstrat că sunt dependenți de factorul politic. Însă alți specialiști în drept constituțional au o părere diametral opusă. În cadrul unei conferințe de presă, cei doi foști magistrați ai Curții au prezentat un document semnat și de alte 10 persoane, dar fără a oferi nume. Victor Pușcaș și Dumitru Pulbere intenționează să expedieze scrisoarea președintelui Parlamentului Zinaida Greceanei, președintelui Curții Constituționale Domnica Manole, precum și celor trei judecători care au votat pentru decizia din 15 aprilie. La bază acestui aviz n-a fost pus cerințele Constituției Republicii Moldova, nu s-a ținut cont de practica Curții Constituționale de mai mulți ani, ci s-a ținut cont de un șir de documente a Comisiei de la Veneția. Curtea Constituțională s-a depășit atribuțiile, emițând un asemenea aviz. În plus, fostul președinte al Curții, Dumitru Pulbere, susține că președintele Maia Sandu își dorea din start alegerea anticipate, iar toate acțiunile ei au fost mimate. N-a fost scopul reforma guvernului. A fost scopul de a tregăna timpul să expire cele trei luni calendaristice sau pentru a ieși cu propunerea de a dizolva Parlamentul. Iar Victor Pușcaș susține că actuala criză dintre președinție și Parlament ar putea avea urmări grave. Care a fost scopul președintelui Republicii Moldova în această situație? A fost de a dizolva Parlamentul, nu de a forma guvernul. Și atunci Curtea Constituțională era obligată ca să observe schimbarea direcțiilor de activitate, schimbarea scopurilor de activitate. Scopul dizolvării Parlamentului poate fi privit ca un abuz din partea președintelui. De cealaltă parte, specialiștii în drept constituțional, Nicolae Osmochescu și Alexandru Arseni, susțin că decizia Curții este una corectă. Mă consider o hotărâre absolut justă, absolut legală și în strictă conformitate cu Constituția și cu principiile de drept. Constatarea circumstanțelor de dizolvare a Parlamentului este în plină concordanță cu spiritul și litera Constituției. Nici președintele Curții Constituționale Domnica Manole și nici ofițerul de presă al președintelui Maia Sandu, Sorina Ștefârță, nu au fost de găsit pentru un comentariu la acuzațiile aduse.